Bună ziua și bine ați venit la această întâlnire aniversară, așa cum e și sentimentală, într-o lume în care am uitat valoarea de adevăr a lor, încărcătura lor semantică și sufletească. Ne găsim la mai mult după 20 de ani. Exact. Exact ca titlul românii al romanului Alexandru Dumas, tatăl, că și fiul a fost mare scriitor, promoția de cu mine va aduce aminte, ne-a cântat copilăria prin continuarea poveștii celor trei mușchetari. Distinși oaspeți, onorat călători. Acum, la început de mediul trei, în plină epocă postmodernă, trăim într-o adevărată depărmășie existențială. Individul contemporan, omul cel de toate zilele, este marcat de o profundă criză identitară, pe care o relevau și artiștii și oștiștii dumneavoastră. O criză răsută din alienare, străinare, stres și mai ales din cauza acestui virus îngrozitor, numit incomunicare, comunicare cu semeni și pe care de consecință cu sine. Există